Grație proiectului Promovarea unui mod sănătos de viață, astăzi în Fălești a avut loc inaugurarea unui centru de fitness pentru comunitate. Proiectul a fost finanțat de Corpul Păcii în Republica Moldova, USAID și implementat de Asociația Obștească, cutezătorul și voluntarul Adil Kabir în liceul Alexandru Pușkin din orașul Fălești. Proiectul Promovarea unui mod de viață sănătos vine să contribuie la îmbunătățirea sănătății comunității orașului Fălești. În cadrul proiectului s-a renovat sala pentru antrenament și nodul sanitar. Cei mai fericiți astăzi erau copiii prezenți la eveniment. Centrul este foarte frumos și copiii o să pot să se ocupe, să facă exerciții fizice și e foarte frumos aici și am rugat foarte mult pe mama să vină aici. Îți place centrul? Da. Ce îți place cel mai mult? Bicicleta. Autoritățile au salutat ideea și au mulțumit celor care au contribuit la implementarea proiectului. Numi această cooperare care vine în afara resurselor bugetare, adică o colaborare extrabugetară, este pentru noi o mare salvare, este un colac de salvare, spun eu. Și cred eu că acest centru se încadrează perfect în ceea ce este strategie de dezvoltare a raionului și îndeosebi strategie de dezvoltare a sănătății publice, unde urmează să transferăm accentele de la tratamentul bolnavilor la activități de profilaxie a bolilor și activități de recuperare și fortificare a sănătății. Centrul a fost construit și deschis cu ajutorul voluntarului din Corpul Păcii, care a făcut proiectul și tot lui îi aparține ideea. Când am venit acest oraș, nu am găsit un loc pentru a face sala de sportivă sau sala de fitness. Și m-am gândit pentru acest oraș, de ce nu noi avem aici un loc pentru sala de fitness? Și am vorbit cu niște oameni aici, niște directori de diferite organizații și am propus să fac o sală de fitness. S-a ajuns la concluzia că foarte mulți tineri care locuiesc în oraș nu au cu ce se ocupa în timpul liber, nu sunt suficiente obiective sportive pentru a se ocupa cu sportul. De aceea a fost luat o decizie de a crea un centru de sănătate care a fost finanțat de către Corpul Păcii. Și astăzi suntem foarte bucuroși că cu ajutorul cu voluntarului care activează de 2 ani de zile la noi în asociație Adil Kabir, acest centru a devenit realitate. Sala de fitness din orașul Fălești a fost deschisă în cadrul proiectului Promovarea Sănătății în orașul Fălești. Pentru implementarea proiectului, Ambasada Statelor Unite a alocat $5.000.